Ca scutremurător în această dimineață în Timișoara, vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. O femeie de 33 de ani s-a aruncat în gol împreună cu cei doi copii ai săi. Femeia și băiețelul de aproape 3 ani erau deja decedați atunci când echipele de salvare au ajuns la fața locului. Reporterul observator Alex Prunan este în direct cu noi. Bună ziua, Alex! De ce cred anchetatorii care curs femeia la un asemenea gest? Bună ziua tuturor! Închidatorii iau în calcul orice variantă, atât cea unei decepții, a unor probleme în familie, dar și cea medicală, mai exact a unei depresii. Totul s-a întâmplat în această dimineață în centrul orașului Timișoara. Ca în fiecare zi, femeia de 33 de ani își ducea la grădiniță cei doi copii, un băiețel de 3 ani și o fetiță în vârstă de 6 ani. Astăzi însă, în drum spre grădiniță, s-a oprit în dreptul unui bloc de 10 etaje, unde, spun închidatorii, și-a pus în aplicare un plan pe care cel mai probabil îl avea deja. Locuitorii blocului respectiv i au găsit pe cei trei întinși pe caldarâmul din fața blocului și au sunat la 112. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, dar pentru femeia de 33 de ani și pentru băiețelul de 3 ani care încă avea în mână o jucărie, nu s-a mai putut face nimic pentru că au suferit leziuni incompatibile cu viața. Medicii au sperat însă până în ultimul moment că o vor mai putea salva pe fetița de 6 ani care încă avea semne vitale, dar după o resuscitare care a durat mai bine de o oră, au fost nevoiți să declare decesul. Locul a fost mai apoi împânzit de polițiști, de criminaliști care au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment. Anchetatorii urmează să stabilească pas cu pas traseul femei din această dimineață, dar și comportamentul acesteia pentru a afla dacă s-a produs un eveniment major în familia acestea care ar fi putut o determina să, produc, să recurgă la un asemenea gest. Chiar și psihologii cu care am stat de vorba astăzi mi-au spus că doar într-o situație de cumpănă emoțiile sunt atât de greu de gestionat încât te pot face să recurgi la un asemenea gest. De exemplu, un divorț neașteptat, spun psihologii, te poate face să rupi legătura dintre realitate, să nu mai faci diferența dintre viață și moarte și să disperarea este atât de mare încât te face să nu te mai gândești la alții. În cazul de față, femeia era deja divorțată, dar recent a depus actele pentru o nouă căsătorie, tot cu același bărbat, încă nu se știe deocamdată ce anume s-a întâmplat, dar acest lucru va fi stabilit de anchetatori. În ceea ce privește această situație în care femeia a ales și ia viața alături de cei doi copii, anchetatorii spun că sunt doar două variante. Fie femeia nu a vrut să-și lase cei doi copii să crească fără mamă sau așa cum se întâmplă în majoritatea situațiilor, a vrut să se răzbune pe tatăl acestora. Andreea Florin